Bună! Vreau să fac cornulețe cu rahat și cu fructe deshidratate. Eu o să fac cu caise și avem nevoie de 300 de făină. O să pun un pic de sare. 100 de unt. Moale să fie, da? 100 de smântână grasă, folosiți unt bun cu 80% grăsime. O lingură de miere de albine. Curățăm bine. Și un ou bătut. O să batem și un ou. Și un plic de zahăr vanilat. Le amestecăm cum putem, după aia băgăm mâna și nu frământăm aluatul, doar îl amestecăm. O să scot lingura și o să bag mâna. Care sunteți în Italia, folosiți făină Barilla și unt nemțesc cu 80% grăsime. Smântână grasă și așa o să iasă foarte bune, foarte fragede. Deci nu-l frământăm, doar amestecăm ingredientele, da? L-am pus pe masa de lucru să pot să îl lucru mai bine. Deci nu-l frământați. Doar îl amestecați. Deci 300 de făină, 100 de unt, 100 de smântână, un ou, un zahăr vanilat, un pic de sare, o lingură de miere de albine. Da? Amestecat bine. Să intre toate. Untul să fie la temperatura camerei. Să puteți să lucrați cu el. Da? Acum îl lăsăm pentru 30 de minute la rece. Da? Deci așa trebuie să vă fie. Acum îl las pentru 30 de minute la rece. Între timp tăiem rahatul. Eu îl tai felii mai subțiri și mai lunguiețe. Și caisele la fel. Da? Tot așa feliuțe și lunguiețe. Caisele deshidratate nu le moi în moi în nimic. Le las așa, pentru că ele sunt foarte moi și dulci, dulce acrișor. Și atunci, în aluat, ele o să-și lase tot gustul bun. Tot așa îl tăiem ca pe rahat, fâșii lunguiețe. Da? După aducem de la rece aluatul, îl întindem foaie subțire de 1,5 cm. O să-l tăiem cu o farfurie. Îl împărțim în patru, după fiecare cât de mari, cât de mici
vreți să vă iasă cornulețul. Le coace la 180 de grade pentru 15 minute. Sunt foarte ușor de pregătit. L-am adus de la rece. Îl împărțim în două bucăți. Da? Îl întindem foaie, punem farfurie și tăiem de jur împrejur. L-am întins foaie, da? Cât de cât. Punem farfuria și venim și tăiem, să așa ne asigurăm că sunt frumoase. Da? Dăm drumul la cuptor la 180 de grade, să-l preîncălzim. Da? Și acum le tăiem în jumătate, altă jumătate. Acum depinde de fiecare cum dorește, de mici, de mari, de... Da? Le facem triunghiuri. Le facem triunghiuri, punem rahatul de aici, din partea de sus și venim cu mâna frumos pe ele. Vedeți? Punem în tavă. Punem rahatul aici de sus și rulăm frumos. Sunt foarte ușor de pregătit. Deci tăiați în patru și după aia fiecare bucată o tăiați în... depinde de dimensiunea care doriți. Vreți să le faceți mai mari, mai mici? Da? Vedeți? Deci puneți în partea de sus și veniți cu mâna și rulați frumos. Și singur se. Vedeți? Ia uitați-vă. Sunt foarte ușor de pregătit. Și aluatul e foarte bun. Se topesc în gură. Tapetați o hârtie de o tavă, eu am tapetat tavă mare de la cuptor, cu hârtie de copt. Da? Deci am întins foaie, venim cu farfuria, tăiem de jur împrejur. Să fie de o jumătate de centimetru grosime, aluatul. Tăiem în patru, în două, în patru,
Deci fiecare venim, da? Așa. Da, fiecare triunghi pe mijloc, da? Da? Acum o să pun caise. Super ușor de pregătit și foarte rapid de făcut. Deci puneți ce doriți. Da? Aici? Din partea de sus. Și veniți cu mâna și rulați. Da? În partea de sus. Veniți cu mâna și rulați. Foarte ușor. În partea de sus. Veniți cu mâna și rulați. Puteți pune și bucăți de fructe proaspete, dacă vă plac. Dar să nu fie zemoase, să-și lase zeama. Da? Vedeți? Super ușor. Acum le punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute. Uitați-le! După 15 minute sunt gata. Vedeți? Când vedeți că sunt rumene deasupra, vedeți? Sunt gata. Acum le mutăm pe farfurie și le pudrăm. Le lăsăm un pic să se răcească. Și le pudrăm. De Crăciun, bineînțeles, că o să facem porții duble, triple, nu? Le lăsăm un pic să tărăcească și după zahăr pudră deasupra. Deci aceștia sunt. Dacă și voi aveți aceleași gusturi ca și mine, încercați rețeta, sunt un deliciu. Ia uitați-vă. Sunt delicioase. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. O seară bună vă doresc. Bă pup!